Slavă Sfinte și cere de o ființă și de viață făcătoare și nedepărțite Sfinte Treimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Ați auzit referat în Evanghelie ce zice în Mântuitorul limbi și la Catedrală sau la Mănăstire se citește chiar în 12 limbi. Domnul celor 12 apostoli, care sunt toată lumea, se propovăduiască învierea Domnului Hristos. Și Domnul Hristos, chiar în prima zi de înviere, spre seară, a intrat la ucenicii săi, dar acum cu trupul transfigurat, trupul cum era după înviere, prin uși necuiate. Apostolii erau acolo adunați de frică iudeilor. Știm că a fost cuprins de frică încă de când au început patimile Domnului. Petru s-a repădat, celălalt s-au ascuns de frică, dar Ioan a mers cu manca precurată până la cruce și a privit departe toate momentele acestea că s-a petrecut Domnul Iisus pe Sfânta Cruce și apoi a fost coborât pe cruce și pus în mormânt. Și apoi și ei s-au îndepărtat. Dar iată, iar cum pe ucenici triști și mai ales cu gânduri, dacă ne-am închipuit cu toți ce înseamnă pentru ei această zi, când, deși le spusese Domnul Iisus de atâtea ori că trebuie să pătimească, că trebuie să moară, la treia zi va învia, ei nu înțelegeau aceasta, fiindcă în Sfântul Domnul Iisus nu înțeleg acum, fiindcă încă n-au primit pe Duhul Sfânt. După ce vor primi pe Duhul Sfânt, vor înțelege atunci toate. Și văzându-l, e sigur că s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Se aflau acolo fără Iuda, se aflau doar 10 apostoli, fără Toma, asemenea. Și cum era mesajul Domnului de totdeauna, a spus apostolilor săi, pace vouă. În nemărate rând în Evanghelie se rătează această binecuvântare a sa, oferea pace lor, înseamnă dormitor. Cum înseamnă dormitor, e cu seara până dimineața, și apoi iarăși ne luăm, reluăm activitatea, așa și noi vom sta în cimitir sau în dormitorul morții, o parte a vieții noastre, o parte a stat în plângele mamei, o parte stăm acum în plângele creației, vom sta apoi în plângele pământului în care a fost luați și toată partea vieții noastre, veșnicia, vom sta în plângele Creatorului, Raiul lui Dumnezeu. Spre aceasta, iubiții mei, să sunem clopotele, fie mici sărbătoare, spre aceasta se bate toaca, spre aceasta se îndreptă slujbe, spre aceasta îngerunchează monahii, monahiile și poporul, spre aceasta tot avem nădejdea că nu suntem ceva venit pe lumea aceasta întâmplătoare, și problemele Dumnezeu ne-a adus cu un alt scop, acela de a face voia lui Dumnezeu, acela de a ne mântui și mai ales de a lăsa și urmași și de a aduce mesajul Domnului Hristos al Învierii pe mai departe până la sfârșitul veacurilor, când vom fi așezați cu toți în Raiul Său. Nu mai mă rețin prea mult, vă voi vorbi și mâine și marți și la Ziua Domnului. Vreau să ajung cu toți un nou, ceea ce vreau să
a fi, să remarc este că am zis de moarte sfinte 6 noapte, cum am spus, am văzut tineri la biserică, dar astăzi bucuria este de plină când Tatăl Părintele Arhidiacon, care vine la Sfântul Maslu, cum mai el știe de la Suceava, și atunci acum în locul nostru, când tenda de frumos, și la strană și în altar, de la conducând slujba și mulțumim Domnului cu care deja le-a putea activități, au căutat să ne facă o bucurie și o surpriză și el s-a bucurat și lumea lui, este că a venit acum cu mai mult drag și pentru că a venit mai des, că a găsit azi de ultima dată asfalt la Bineșteni. De aceea, să spunem bine ați venit, vă mulțumim pentru Dragoș și la Sfântul Maslu și dacă veți reuși și la Sfântul și la lângă Sfântul Apostol Toma, să pomenim pe cei dragi de noștri în cimitirul satului și acolo avem cele mai mari valori și cele mai scumpe valori pe care pe mama, pe tata, frați, surori, soții, copii. De aceea, să mergem și am spus asta noapte, rămas aceasta, mâine, în cimitire, să le răsucilor, să vă dați Pascale, Hristos a înviat, să se dați Sfânta Cruce de la cap, să le puneți acolo floare, lumânare, să le poate lăsa și o lacrimă, și că noi, cu ei, suntem de o legătură permanentă, legă luptătorul care formăm noi, cei care deja plicați în veșnicie, se află într-o permanentă comuniune. Să dea Dumnezeu ca să fie prin împlinite rugăciunile din postul acesta a tuturor și o stăiala și mai ales bucuria ce am primit-o cu Sfânta Lumină, cu celălalt care s-au oficiat azi noapte și astăzi și să avem pe mai departe zile binecuvântate și frumoase și să trăim frumos când, cum mai spuneam zilele acestea, este în lumea ta durere, este în lumea ta suferință, este în lumea ta spaimă această epidemie. Noi să ne credem în dreptul Dumnezeu, să iubim pe Dumnezeu, ne ajutăm semenii în nevoi și să facem totul pentru a fi plăcuți Lui și prin tot ce vom face, îi vom plăti piatră cu piatră veșnicia. Hristos a înviat, bucurii sfinte,